Daniel Zamfir provoacă cutremur, lovituri devastatoare pentru oficialii din BNR. Senatorul PNL, Daniel Zamfir, lansează o adevărat bomb pentru oficialii din cadrul Băncii Naționale a României. Zamfir a depus un proiect de lege prin care membrii Consiliului de Administrație al BNR și personalul acesteia se răspund penal sau civil, dacă nu îi exercit corect atribuțiile de supraveghere prudențială. Prin acest proiect de lege, Daniel Zamfir propune eliminarea alineatelor 3 și 4 din cadrul articolului 25, din legea de organizare a Băncii Naționale. Iată cele două articole propuse spre eliminare de CETRE Daniel Zamfir. 3. Membrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României sublinierei personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere prudențial, nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judectore subliniere ti constat îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de CETRE aceste persoane, cu bun, credind sublinierei fere neglijenc, oricrui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, atribuțiilor de supraveghere prudențial. Cheltuielile de judecat ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. Ei, se suport de Banca Națională a României. Daniel Zamfir îi motivează această propunere și arată ce meninerea acestor prevederi conduce la o lipsă de asumare a responsabilității de CETRE-fi din BNR. Practic, prin meninerea acestor prevederi în legea privind statutul Băncii Naționale putem vorbi despre o lipsă de asumare a responsabilității factorilor decizionali din cadrul BNR, în condițiile în care aceștia nu răspund în fața legii pentru decizii de important major asupra societății și economiei române, spune inițiatorul proiectului. Guvernatorul BNR, Muguris Rescu, explica ce înseamnă supravegherea prudențială, iar în limbaj comun aceasta ar însemna supravegherea băncilor, în relația pe care o au cu clienții. Potrivit cadrului legal în vigoare, BNR asigura supravegherea prudențială a instituțiilor de credit urmărind respectarea cerințelor prudențiale de natură cantitativă, exemplu. 2 puncte solvabilitate, lichiditate, si calitativă, exemplu. 2 puncte cadrul de administrare a riscului, prevăzute de normele adoptate de BNR și de cele ale UE. În cadrul supravegherii prudențiale, BNR asigura condițiile ca sistemul bancar să fie sigur și stabil. Supravegherea BNR nu înseamnă verificare de conformitate, ci este una bazată pe evaluarea riscurilor. Banca Națională a României nu este abilitată prin lege să intervină în relațiile contractuale dintre clienții și instituțiile de credit, s-a explicat în cadrul conferintei de presă. Nu vedem fiecare contract în parte, sunt cam 2000 de contracte cu 100 de clauze. Contractele de credit sunt angajamente private, expresia libertății contractuale, susceptibile de negociere și modificare numai cu acordul partilor contractante.
să se ocupe de aspecte legate de protejarea consumatorilor de servicii financiare, inclusiv problema clauzelor abuzive, acestea încadrându-se în sfera de activitate a autorității naționale desemnate în acest scop. Potrivit statutului BNR. BNR nu poate face publice decât date agregate la nivelul întregului sistem bancar. Personalului cu atribuții de supraveghere este interzisă participarea în cadrul comisiilor de expertiză, precum și la orice alt act de verificare care excedează atribuțiile și competențele conferite acestuia prin lege.